Cum te simți? Mă simt bine, îți dai seama, cu atâtea goluri. La un moment dat ne axam, din păcate pentru ei, doar pe faptul că trebuie să dăm cât mai multe goluri, doar pe victorii. Și suntem bucuroși că am câștigat și că am dat cât mai mult, am făcut gol la averajul mare. Și acum avem șansele la locul 3. Am văzut că echipa de pe locul 3 era una dintre noastre datorită faptului că avea un gol averaj mai bun. Acum sperăm și noi să ajungem pe locul 3. Cum ți s-a părut echipa adversă? Am remarcat câțiva oameni, au câțiva copii individualiști, ca să zic așa, trebuie să lucreze mai mult la partea omogenă, să joace între ei, să paseze și cred că pe viitor pot închega o echipă destul de ok. Consider că dacă erau mai omogeni și pasau mai bine, schimba situația? Da, cred că ne puneau un pic mai multe probleme, dar așa cum am făcut la meciul de grele, noi de fiecare dată am jucat bine, ne-am mobilizat și probabil ne-am fi mobilizat și noi, acum ne-am axat pe faptul să scrie cât mai mult. Ceva planuri de viitor? Ceva schimbări în echipă? Nu știu de ce ne-am dorit schimbări dacă jucăm foarte bine. Sperăm ca planul nostru să rămână unice, să câștigăm în continuare, să promovăm și bineînțeles să jucăm cât mai bine. Arbitrajul? Incontestabil, mai ales la un asemenea meci și o să pune problema. Numele și echipa? George Druță, Phoenix Berceni.